Bună, sunt Daniela Ionescu, managerul clinicii Daniela Ionescu ORL. Avem nevoie de un nou coleg ca medic specialist ORL care să vină în echipa noastră. Iată ce va trebui să faci. În primul rând, trebuie să faci consultații. Consultații atât pentru adulți, cât și pentru copii, pentru că ne ocupăm și de copii. Consultații la domiciliu pacienților nedeplasabili, dar și consultații online, dacă este cazul. Pentru aceasta, trebuie să cunoști procedurile, să cunoști, să înveți procedurile specifice clinicii, să te adaptezi, să înveți repede și să faci ceea ce ai învățat, să faci investigații și proceduri, atât pentru adulți, cât și pentru copii, proceduri pe care le cunoști, le-ai învățat, iar dacă nu le cunoști, nu ești familiarizat cu toate, le vei învăța împreună cu noi. Fibroscopie, endoscopie, audiometrie, timpanometrie, aspirație nazală, aspirație de ureche, recoltări de secreții și de exudate și tot ceea ce se mai face în cabinetul de ORL. Să faci mici intervenții cu anestezie locală. Avem un cabinet dotat și utilat corespunzător, așa încât să facem tot ceea ce se poate face cu anestezie locală în sfera ORL, atât chirurgie clasică, cât și chirurgie cu laser și cu radiofrecvență. Dacă le cunoști, este foarte bine, dacă nu le cunoști, le vei învăța foarte repede împreună cu noi. Și vorbim aici despre diverse ablații de polip sau de papilome pe care le putem face fie clasic, fie cu laser. Vorbim despre intervenția cu radiofrecvență, de micșorarea cornetelor, sau vorbim despre criptoliză laser, sau de amigdalotomie cu radiofrecvență, sau chiar și despre chirurgia sfărăitului, pe care noi o facem foarte bine în această clinică. Ne ocupăm și de urgențe, atât pentru adulți, cât și pentru copii, inclusiv în weekend. Prin urmare, va trebui să știi să abordezi o situație de urgență din ORL, cum este sângerarea nazală, va trebui să știi să faci un tamponament nazal. Va trebui să știi să abordezi un vertij acut sau o scădere bruscă de auz. Va trebui să știi să calmezi o durere cruntă de ureche dintr-o otită externă. Să livrezi atitudinea, uimește și cucerește. Să participi împreună cu noi la construcția brandului, să răspunzi la mesajele de pe social media sau la e-mail-uri sau la mesaje, să empatizezi cu pacientul și să ai atitudinea pacient, nu client. Dacă te regăsești în descrierea pe care tocmai am făcut-o și vrei să faci parte din echipa noastră, aplică și hai să ne cunoaștem. Succes!